Mariana Drăguț, artista născută la Preșna, plecată prea devreme să cânte Îngerilor, reprezintă inspirația și motivul Festivalului Național de Folclor Mariana Drăguț. Anul acesta, festivalul a ajuns la ediția cu numărul 15, iar publicul prezent s-a bucurat să asculte melodiile interpretate de concurenții atât din Mehedinți cât și din țară. Palatul Culturii Teodor Costescu în această seară. Este vorba despre Festivalul Național Mariana Drăguț, organizat în fiecare an de Centrul Cultural Nichita Stănescu, sub egida Consiliului Județean Mehedinți. Iată-ne așadar la 15-a ediție a acestui concurs național. Se prezintă și în acest an tineri din întreaga țară la trompeta Turnul Severin pentru a participa la acest festival dedicat Marianei Drăguț. De 15 ani are loc Festivalul Național de Folclor Mariana Drăguț, dedicat fostei soliste a ansamblului profesionist Danubius, Amazoana de pe Calul Alb, care apare pe genericul celei mai iubite emisiuni de folclor, am putea zice chiar din toate timpurile, tezaur folcloric. Mariana Drăguț a fost și va rămâne pentru totdeauna un nume sonor și de referință pentru zona de nord a județului Mehedinți. Consiliul Județean Mehedinți a asigurat ca de obicei finanțarea manifestării, pentru că, indiferent dacă vorbim de cultură, de folclor autentic și tradiții, de orice domeniu al vieții sociale sau culturale, nimic nu se poate realiza fără fonduri. Meritul Consiliului Județean Mehedinți al președintelui Aladin Georgescu este de necontestat. Mereu au sprijinit tot ceea ce ține de cultură, de patrimoniul cultural al județului Mehedinți. Acompaniamentul concurenților cât și al artiștilor consacrați ce au susținut recital a fost oferit de ansamblul profesionist Danubius, condus de profesorul dirijor Marian Magheru. Spectacolul oferit atât de concurenți cât și de artiștii invitați a fost prezentat de către partenerul media al festivalului, Delia Râmnicianu. Este o mare bucurie pentru mine să prezint tinere talente venite din toată țara, pentru că vorbim despre un festival național care poartă numele îndrăgitei interprete de muzică populară, Mariana Drăguț. De altfel, Mariana Drăguț, știm cu toții, a fost angajată a Centrului Cultural Nichita Stănescu. Iată o colegă care, să spunem așa, cântă undeva în ceruri, dar prin glasurile tinerilor care se prezintă în concurs, este mereu prezentă pe scenă în cadrul acestui festival și în sufletele colegilor care i-au fost alături de-a lungul vieții. Pentru mine este o mare bucurie să văd că se perpetuează aceste melodii folclorice, autentice și că există cerință. Faptul că vin atâția tineri din întreaga țară pentru județul Mehedinți este un plus valoare.
Președintele juriului a fost cunoscuta și îndrăgita interpretă de muzică populară Anica Ganțu. De asemenea, din componența juriului au făcut parte și profesorul Liviu Nanciu, referent cultural și realizator TV, Gabriela Pogaci, realizator TV, Ion Șerban și directorul Emilia Mihăilescu. Anul acesta au participat concurenți din toată țara care au interpretat două piese, o baladă sau un cântec doinit și o piesă ritmată, ambele din zona de proveniență a concurentului. Aceștia au fost foarte bucuroși să participe la un concurs atât de important precum Festivalul Național Mariana Drăguț. În această seară ne aflăm la Festivalul Concurs Mariana Drăguț, un festival de renume și mă bucur din tot sufletul că sunt printre concurenții acestui festival. Sper din suflet să fiu pe placul juriului, dar și al publicului și de asemenea sunt foarte bucuroasă că o să cânt astăzi doina Câte gânduri are omul, doina a Marianei Drăguț. Spune-ne despre Mariana Drăguț. A fost una dintre cele mai bune voci ale Mehedințului și mă bucur că undeva acolo suntem, am fost și neamuri și Dumnezeu m-a restras să-i cânt melodiile și atât de mult mă bucur că pot participa la acest festival. Ce ai interpretat în seara asta? Câte gânduri are omul și Trecui Valea și Nogaș. Ambele din cântecele ei, da. Am ales să vin astăzi pentru că Mariana Drăguț a fost una dintre cele mai mari interprete și mereu am stimat-o și am vrut să-i calc pe urme, ca să pot spune așa. Ai mai participat la astfel de concursuri? Da, am mai participat acum câțiva ani. După decernarea premiilor, a urmat un spectacol extraordinar susținut de soliștii vocali și instrumentiștii ansamblului profesionist Danubius și de dansatorii ansamblului.